Sala de sport a Liceului Tehnologic Alexiu Berinde nu s-au mai făcut lucrări de reabilitare din 1980 și se afla într-o stare avansată de degradare. Anul acesta însă a intrat pe mâna muncitorilor și încet, încet, în ultimele luni, a fost adusă la nivelul unei săli moderne. Acum se fac lucrările finale de interior, iar elevii vor putea face sport în aceasta în timp foarte scurt. Pe când se instalează și sezonul rece, vom termina lucrările și vom inaugura sala de sport. La sala de sport am investit undeva în jur de 400.000 de lei. La Liceul Agricol numărul elevilor a crescut ușor și asta și pentru că de anul acesta are clasă de profesională. Tot ca element de noutate trebuie amintit faptul că de acum s-a redeschis internatul acestuia. El a fost închis cu mulți ani în urmă. În acest moment, într-un corp de clădire unde copiii învață din clasele 5-7, am avut un etaj care a fost în totalitate liber și acolo noi am, prin cu ajutorul liceului și cu ajutorul administrației publice locale, am reușit să avem aceste camere de internat. În ultimii ani, administrația locală a investit foarte mulți bani în unitățile de învățământ din oraș, iar liceul agricol se dorește să fie readus cât mai aproape de nivelul pe care l-a avut cândva, cu un număr mare de elevi și cu dotări pe măsura specializărilor în care sunt pregătiți tinerii.